Tratatul de la Trianon este cel mai important tratat din întreaga istoria României. Este vital pentru existența României, tratatul împreună cu celelalte, acest tratat, tratatul Trianon, împreună cu celelalte tratate pe care România le-a semnat la conferința de pace de la Paris, au condus la crearea României Mari. Cea mai importantă, cel mai important eveniment din soarta acestor oameni, a românilor. Prin urmare, fără tratatul acesta, România este mai puțin decât era în 1916, când a intrat în război. Atunci măcar aveam cadri la teră. Acum nu îl mai aveam. Pentru că România a fost tot timpul supusă la acest proces de ciopărțire. Toți vecinii au rupt din teritoriul României. Absolut toți. Nici unul nu ne-a iertat. Eu nu cunosc în istorie să fie un alt stat în care să fie supus la asemenea proces de rupere în continuare. Deci ăsta este primul motiv pentru care l-am scris. Al doilea motiv l-am scris pentru că nu se mai vorbește despre el. În România nu se mai vorbește de ani de zile. Nu se vorbește, nici președintele țării nu a admis să se vorbească despre el acum 2 ani de zile. Acum 2 ani de zile s-a adoptat și o lege la 4 iunie să se sărbătorească. Președintele s-a opus de la început, n-a promulgat, s-a mers cu această acțiune la Curtea Constituțională, care a dat dreptate celor care a inițiat această acțiune, s-a adoptat legea, dar la 4 iunie, cei care se plimbeau, se flândăreau pe România, erau parcă se flândăreau și înjurau tratatul de la Trianon, pe care îl numise tratat de agresiune, tot felul de trăsnei. 100 de ani de zile cu asta s-au ocupat vecinii noștri. Prin urmare, dacă nimeni nu vrea să vorbească despre el, vorbesc eu. În al treilea rând, m-a ocupat aproape jumătate de secol, 50 de ani de zile, de tratat. De la formularea proiectului, negocierea, semnarea, formele care se fac pentru a supune spre ratificare, tot acest șir de proceduri l-am parcurs cam jumătate de secol. Ei bine, era normal, așa cum a ocupat și de alte tratate. De toate tratatele care le-am făcut, la un moment dat în minister, am avut sarcina să parcurg toate tratatele încheiate de rugă, tratatele bilaterale, și să prezint o situație în vederea verificării care dintre ele mai sunt în vigoare, care nu sunt. Deci, ca să spun așa, segmentul cel mai important din activitatea mea în Ministerul Afacerilor Externe l-a constituit încheierea de tratat. De ce este foarte important? De ce este foarte actual acest tratat de la Trianon? Dacă n-ai tratat-o, nu mai e baza pentru că Transilvania să vină la noi. Deci e o chestie, e ca și cum mai rupe o foaie în două. Nu mai e tratat. Un alt motiv este acesta că în activitatea mea, segmentul de relații cu Ungaria a fost cel mai important segment din activitatea mea. Am negociat vreo 4-5 convenții cu ei, l-am și semnat aceste tratate, convenții. Prin urmare, eram în domeniu. Ce s-a întâmplat în 96, când s-a semnat tratatul de înțelegere, eram la Consiliul Legislativ, mi s-a dat să fac avizul, la fel ca și în celelalte cazuri, și am făcut o listă de câteva pagini în care am menționat și explicat de ce nu trebuie să fie semnat, că s-a rus avizul chiar înainte de a semna. De ce nu trebuia semnat la momentul respectiv tratatul bilateral cu Ungaria? Da, pentru că era în dezavantajul României. În primul rând, așa cum am spus,
nu menționează tratatul de la Trianon. Este de neconceput să nu menționez acest tratat. Lucru care altădată s-a făcut. Păi băi, comuniștilor s-a scris. Acum nu mai ne interesează. Pe vremea comuniștilor când? Când anume s-a făcut precizare la tratatul de Trianon? Nu, după tratatul de la Trianon, în anii 70-80, eu m-am ocupat de problemele acestea. S-a scris, abia la îndemână, cred că și menționez în carte, tratate care se referă la frontieră și se menționa în preambul tratatul de la Trianon. Acum, în România nu-i mai place. Ei, de fapt, în România este o indiferență, iar guvernanții noștri te întreb dacă sunt ignoranți sau este vorba despre altceva.